Cauza ideii lui Filip de a trimite lumea la odihnă pentru data de 29 și 30, coroborând-o cu 31 când va fi limba noastră, avem acum zile de odihnă pentru care va trebui să lucrăm în alte zile de sâmbătă, astfel încât prima zi oficială de ieșire la lucru este 1 septembrie, atunci când va fi depusă o plângere în baza legii articolului 218, în care vor fi reclamate încălcările admise de polițiști și vor fi semnate, această plângere va fi semnată de toate victimele care au avut de suferit injurii fizice, psihice, morale de pe urma acestei situații. Cu acest prilej, de asemenea cu prilejul conferinței de presă, îndemnăm toți oamenii care au avut de suferit de pe urma aplicării gazelor, aplicării bastoanelor și aplicării forței fizice din partea poliției să sune la numărul de telefon care este afișat pe rețeaua de socializare pe profilul meu, este numărul 06895557, deoarece voi pregăti partea juridică a plângerii care va constitui adresarea unui mare grup de cetățeni care au suferit injurii de pe urma acestei